În ciuda problemelor impuse de vremea capricioasă la nivelul județului Dâmbovița, situația școlară a fost încheiată în majoritatea covârșitoare a unităților de învățământ, însemnând 160 de instituții educative cu personalitate juridică, însă sunt și câteva excepții. Au rămas câteva unități școlare unde din cauza acestor condiții meteorologice nefavorabile, știți foarte bine, au devenit drumurile impracticabile, au fost căderi masive de zăpadă. În unele localități a fost întrerupt temporar, să spunem, și curentul. Deci au fost niște condiții absolut deosebite. Și în conformitate cu legea, cu legislația în vigoare, în prima săptămână, în primele zile din săptămâna 10-14 februarie, adică după această scurtă vacanță intersemestrială de săptămână, situația școlară va fi încheiată. Chiar dacă și în școlile în care situația școlară după primul semestru nu a fost încă finalizată, elevii aveau suficiente note pentru calcularea mediilor. Profesorii nu au făcut acest lucru în lipsa copiilor, pentru a evita apariția neregulilor ulterioare și pentru a asigura transparența acestei activități. Este și o cutumă, să-i spunem, nu neapărat prevăzută în ROFUIP sau în alte regulamente și metodologii, ca elevul să-și cunoască media cu care termină la fiecare disciplină în parte, iar dirigintele să-i calculeze și media la sfârșitul fiecărui semestru. Din fericire, situația nu este incertă decât în 6 școli dâmbovițene, aflate în localități precum Gura Bărbulețului, Iedera de Jos, Mănești, Niculești, Vulcana Băii și Vulcana Pandele. Pe de altă parte, trebuie să mai fac aici o precizare. Aici sunt și foarte mulți profesori navetiști și au fost condiții destul de grele și pentru aceștia ca să ajungă în ultimele zile atunci când cursurile au fost suspendate. Dar nu este absolut nimic în neregulă, să-i spunem. Lucrurile se vor pune la punct în primele zile din săptămâna următoare și situația școlară va fi încheiată, definitivată. Nu avem niciun fel de problemă în acest sens.